Ask Magic House, números 2. Da, am ajuns și la cea de-a doua parte a acestui Q&A. Vom aborda subiectele legate de partea de tutoriale, întrebările puse de către voi. Le-am aici notate chiar de Bia. Dacă nu ați văzut prima parte, vă sugerez să vă uitați chiar acum, deoarece acolo am discutat despre întrebările legate de produse. Așa că, tutoriale. Cosmin Ionuț, prima întrebare. El ne întreabă, ai putea să postezi câteva tutoriale cu trucuri de magie, cu monede? Îmi plac foarte mult alea. Da, Cosmin, chiar vom face asta și chiar cred că știu ce urmează și să filmăm cu monede, să fie și cu monede românești, să fie și mai interesant, să nu păreți dubioși când abordați pe cineva. Ia uite, am o monedă de 50 de cenți americană care a ieșit din uz după anul 1990, I don't know. Deci, da, vom ține cont de asta, mulțumim frumos de sfat. Următoarea întrebare vine de la Lucian Cobzaru. Acesta ne întreabă dacă poate să mă ajute cineva cu Riffle Shuffle-ul. Da, te pot ajuta, linkul este în descriere, vezi acolo exact cum se face Riffle Shuffle-ul. Dacă mai ai alte întrebări legate de acesta, le poți pune direct acolo, vom încerca să-ți răspundem cât mai rapid. Mi-am luat un Omnidec pentru că am auzit că e bun pentru Cardistry și nu merge, nu recomand. Omnidec? Cardistry? Ele nu prea au legătură. Omnidec-ul, din câte știu eu, este folosit pentru un efect în care îi așezi cartea în mijloc spectatorului, după aceea sare deasupra și după aceea când vrei să o așezi din nou, îi pui cărțile în mână și cărțile devin o bucată de sticlă. Practic este acea bucată de plastic, Omnidec-ul, care are pe margini un fel de feeling de cărți. Nu știu să fie utilizat pentru partea de cardistry, dar pentru partea de cardistry există acele trainere care sunt tot bucăți de plastic, doar că nu primești un bloc de plastic cu care faci numărul acela de magie, ci primești vreo 6-7 blocuri de plastic. Chiar acum a lansat recent Sense Mind Neon Deck, care vin și în diferite culori foarte dubioase și arată bestial pentru Neric / Lumină UV. Chiar am adus câteva pe site, așa că nu ezitați să le și verificați. Dacă mai sunt pe stoc, să vă și luați. Alex a Catrinei ne întreabă, poți explica cum să palmezi o carte sau mai multe și un truc în care să folosești această tehnică? Chiar urmează să postăm o filmare în care explic tehnica de palmare, cel puțin one-handed top palmul este cea mai ușor de învățat tehnică, să zic așa. Ce alte tipuri de palmaje, bottom palm, deja se pot face și cu mai multe cărți. Din câte știu eu, one-handed top palm se face cam cu o singură carte, poți să palmezi mai multe, dar deja ai nevoie de cea de-a doua mână. Dar pentru one-handed top palm sigur vei avea un tutorial cât de curând. Dar în tutoriale vă voi arăta cum îmi place mie cel mai mult să folosesc one-handed palmul și sincer îl folosesc foarte des. Așa că va fi un tutorial pe care abia aștept să-l vedeți. Amer Andreas, care este cel mai bun pass pe care îl recomand pentru începători? Sincer, de pass-uri știu că este Herman Pass-ul, care este și ușor de învățat și are practic toate fac același lucru la pass-uri. Vă sugerez să vă uitați peste cât mai multe și să învățați pe cel care vă place vouă cel mai mult, care considerați că este util. Pass-ul este o mișcare destul de dubioasă din mai multe puncte de vedere, pentru că știți că vă iese bine atunci când nimeni nu vede nimic? Da, dar e o mișcare pe care foarte puțin dintre cei pro știu că o folosesc în live performance-uri. În schimb, e utilă pentru a aduce o carte, dar o să vezi în timp că vei folosi mult mai repede un double undercut decât un pass, pentru că pass-ul trebuie să te pregătești de pass. Nu e ok să faci asta în mod evident. Un double undercut este mult mai subtil, mult mai frumos și mai elegant mod de a aduce cartea prima sau de desubt. Aici din nou depinde de pass. Dar sunt situații desigur în care un pass este util, dar cel mai bine îți recomand să te uiți peste toate. Sunt o grămadă de metode de pass, chiar și eu am gândit una acum foarte mulți ani, dar între timp a apărut, deci
nu eu m-am gândit la ea. Sincer, nu ți recomand să stai să înveți toate pass-urile, ci mai degrabă să te uiți la toate și să înveți un pass, pentru că știu mulți tineri care sunt la început și au învățat toate pass-urile posibile, le știu după nume, după inventator, după data nașterii, după tot, și ghiși ce, nu ajung să folosească aproape niciunul. Poate tot așa unul singur, și eu am un singur pass preferat care îl fac. Nu știu exact cum îi zice, că oricum îl fac foarte rar, foarte rar îl fac, deci nu știu dacă îți recomand foarte mult să investești foarte mult timp în pass-uri. Fii atent la ce alegi și învață unul care să-ți placă ție cel mai mult, să-ți fie cât mai util. Andrei George ne întreabă ceva care am început deja. V-ați gândit să deschideți o academie de magie sau să predați magie pe YouTube? Practic să predăm magie în acel sens de a preda, nu vom face decât prin aceste tutoriale pe care ai văzut deja că am început să le postăm. Iar de a deschide o academie, o academie pe bune, în adevăratul sens al cuvântului, înseamnă mult mai mult decât ai crede. Dar am început ideea de Magic House Academy, doar numită Academy, deoarece acolo sunt incluse aceste tutoriale de care vorbeam. Deci, da, practic vom începe să ne aducem aportul comunității de magie prin diferite tutoriale și prin diferite efecte pe care noi vi le recomandăm și preferăm să învățați mai bine de la noi decât de la niște puștani care ieri s-au apucat de magie sau de pe tot felul de tutoriale de la oameni care nu sunt din domeniu și nu au experiență în acest domeniu. Deoarece am văzut multe dezvăluiri la efecte care nu erau nici măcar pe aproape față de realitate și nu vrem asta. Mai bine vă oferim noi informațiile și știm că sunt cele bune și cele care vă vor ajuta. Luciana Maria ne întreabă, veți face tutoriale de cărți pe viitor? Tocmai i-am răspuns și la Andrei George cu această întrebare. Da, vom face, nu ezita să te abonezi la canalul nostru de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. Magic House. Bam, 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 bam! Ultima întrebare vine de la cel din tâi, adică Robert Valentin Filip. El este și câștigătorul nostru și a primit pachetul NOC V3S, deoarece a participat la concurs și a pus întrebarea: cum se face un fan / evantai? Răspunsul, dragă Valentin Robert Filip. Îl găsește în descriere, deoarece avem deja un tutorial care explică one-handed fanul și sigur îți va fi de ajutor. Dacă nu ai one-handed reverse fan sau giant fan, toate le găsești pe canalul nostru de YouTube, Magic House. Cam asta e, dragilor, am reușit să trecem prin toate întrebările legate de tutoriale și de tot fel de sfaturi în acest domeniu. Mai urmează un alt set de întrebări, așa că rămâneți pe aproape, nu uitați să vă abonați și să ne scrieți alte întrebări în descriere, deoarece vor urma alte filmări în care noi vă răspundem. Voi întrebați, noi răspundem. Pa!